Potrivit articolului 175 din noua lege a educației naționale pentru promovarea calității și creșterea eficienței sistemului de învățământ superior, pentru creșterea vizibilității internaționale și pentru concentrarea resurselor, universitățile publice și private pot să se constituie în consorții universitare sau să fuzioneze într-o singură instituție de învățământ superior cu personalitate juridică. În cazul universităților publice, în maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului va iniția o lege de comasare prin fuzionare a universităților. Fuziunea prin comasare sau absorpția prin fuziune se va face în jurul instituțiilor din categoria universităților de cercetare avansată și educație și ținând cont de proximitatea geografică. În expunerea de motive, premierul Emil Boc propune legiferarea în termen de 2 ani ca universitățile publice cu misiune asemănătoare aflate pe o rază de 200 de kilometri să poată să fuzioneze în jurul universităților cu misiune preponderent doctorale. Se dorește astfel crearea unei universități cu personalitate juridică care va avea campusuri universitare în diferite locații. Să ne solidarizăm pentru a apăra ființa Universității Sucevene. Mai ales parlamentarii PDL, fiind ai puterii să se implice profund în a sprijini inițiativa noastră de a rămâne Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava de sine stătătoare. Ne-am bate joc de efortul celor care în 90 s-au străduit și sigur a adus această instituție de învățământ superior la statutul de universitate. Dați deoparte culoarea politică, fie ea portocalie, și haideți să facem corp comun pentru a apăra Universitatea din Suceava. Pe de altă parte, prorectorul USV, deputatul PDL de Suceava, profesor universitar dr. Sanda Maria Ardeleanu, ne-a declarat într-o intervenție prin telefon că va susține în totalitate noua lege a educației, iar desființarea Universității Ștefan cel Mare nu este altceva decât un zvon. Vă susține noua lege a învățământului, noua lege a educației naționale? Dar nu, sigur că o voi susține. O susțin din toată, în tot spiritul acestei legi și pe majoritatea articolelor sale. Prin noua lege a educației, Universitatea de la Suceava va fi desființată? Este un zvon care cu siguranță nu va fi adevărat și pe care actuala lege nu îl are în vedere. La Universitatea Ștefan cel Mare studiază peste 12.000 de studenți atât din Suceava cât și din afara județului.